Începem această conferință cu prezentarea realizărilor de pe parcursul anului 2016. Pe parte de investiții, am finalizat reabilitarea și modernizarea farmaciei cu circuit închis, reparații capitale psiatrie, șarpantă și reabilitare termoenergetică, reabilitare și modernizare laborator de radiologie și imagistică, lucrări de reparații terasă și turnare trotuarelor la secția de pediatrie, lucrări de împrejmuire a secției de pediatrie, alimentarea cu energie electrică ascensoarelor la grupul electrogen, s-a realizat proiectul pentru refacerea instalației electrice pentru spitalul nou și pediatrie, rezervă de apă pentru 24 de ore și s-au început lucrările de reabilitare și modernizare a secției de endocrinologie și diabet. S-au continuat demersurile pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu. Pe partea de dotare, la nivelul spitalului s-a achiziționat aparatul de radiologie Röntgen cu grafie și scopie digital, tărci hidraulice pentru centrul de primiri urgențe, 12 paturi pentru secția de ATI, marmidă de 200 de litri pentru blocul alimentar și transpaletul stibuitor manual pentru farmacie. În ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță ai managementului pe 12 luni, în anul 2016, aceștia s-au încadrat în indicatorii asumați. Astfel, indicator de management al resurselor umane, numărul mediu de bolnavi externați pe medic în spitalizare continuă a fost de 292,76, numărul mediu de consultații pe medic în ambulatoriu de 949,39, numărul mediu consultații pe medic în CPU de 5255, proporția medicilor din totalul personalului de spital este de 10,77%, proporția personalului medical 87,30%, iar proporția personalului medical cu studii superioare de 15,38%. În ceea ce privesc indicatorii de utilizare a serviciilor, numărul pacienților externați total spital a fost de 22.250, cel contractat fiind de 20.599. Durata medie de spitalizare de 7,17, rata de utilizare a patrului 67,61, indicele de complexitate a cazurilor de 1,15, procentul bolnavilor cu intervenții chirurgicale din totalul bolnavilor externați din secțiile chirurgicale a fost de 61,84%. Proporția bolnavilor internați cu programare din totalul bolnavilor internați de 11,63%. Proporția urgențelor din totalul bolnavilor internați pe spitalizare continuă de 72,61%. Iar proporția bolnavilor internați cu bilete de trimitere de 27,39%. Indicatorii de calitate. Rata mortalității intraspitalicească a fost de 1,94%, rata infecțiilor asociate actului medical 0,27%, rata bolnavilor reinternați la interval de 30 de zile de la externare de 6,19%, indice de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare de 67,67%, procentul bolnavilor transferați către alte spitale din total bolnavi internați 1,27%. Indicatorii financiari va prezenta domnul director financiar mai târziu. Raportarea activității din centrul de primiri urgențe 2016. Consultații în 2016 în centrul de primiri urgențe a fost de 38.103, internați din CPU 9.219, aduși cu ambulanța 12.640, aduși cu mașina SMURT EPA 1.750, iar cu SMURT TIM 134, iar prezentări directe 23.786. Dintre aceste cazuri, stare critică, cod roșu, au fost 8.543, cod galben 11.802, cod verde 16.916, iar cod albastru 805. Decedați în CPU în anul 2016, 34. Pacienți transferați la alte unități sanitare, 406. Realizări ce se referă la îmbunătățirea condițiilor hoteliere și de lucru ale spitalului. S-au achiziționat echipamente de lucru pentru asistență medicală, pentru asistenții medicali și personal auxiliar. S-a reînnoit cazarmamentul din cadrul spitalului, achiziționându-se lingerie
pături, saltele, pijamale pentru pacienți, s-au îmbunătățit și diversificat meniurile zilnice ale pacienților. A fost modificat și nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice. Astfel, dacă în 2008 un bolnav TBC și HIV-SIDA adult primea 13, rația de hrană era de 13 lei, acum este de 16 RON. La copii 15 RON în loc de 11 RON. La bolnavii hepatită neoplazici adulți 15 RON, bolnavii hepatită neoplazici copii 16,4 RON, bolnavii diabet adulți 15 RON, bolnavii arși 15 RON, alți bolnavi adulți 10 RON în loc de 7 RON cum era în 2008, lăuzele 15 RON în loc de 8 RON, bolnavii cu regim de hemodializă 9 RON, bolnav psihic și bolnav psihic cu internare obligatorie 12 lei, alocația pentru o rație de 0,500 litri lapte distribuit prin unități sanitare 3 RON. În ceea ce privește structura de personal al Spitalului Municipal de Urgență Roman, la finalul anului 2016 erau 871 de salariați, din care medici 96, 81 plus 15 rezidenți, alt personal cu studii superioare 13, asistenți medicali 411, personal îngrijiri 242, personal TESA 40, muncitori plus personal de pază 69. În cursul anului 2016 s-au pensionat următorii medici. Domnul dr. Țubucanu Ionel, medic psiatru, dr. Buburizanu Gheorghe, medic ORL, doamna dr. Găucă Viorica, neurolog și doamna dr. Dumitrache Elena, neurolog. Și-au dat demisia doamna dr. Stanciu Mariana, boli infecțioase, fiind din Bacău și făcând naveta și a găsit post la Bacău, domnul dr. Polizov Dan, care a făcut a doua specialitate psiatrie și s-a angajat ca medic psiatru, și domnul dr. Roman, medic urolog, care a plecat acum un an și jumătate în Franța și s-a decis să rămână acolo. Au fost scoase la concurs mai multe posturi de medici, dintre care 10 au fost ocupate, astfel pe ORL a venit doamna dr. Găină Cristina, pe psiatrie doamna dr. Costin Melania, pe oncologie doamna dr. Țăranu Alina, radiologie doamna dr. Diaconu Ecaterina și doamna dr. Manuana, pe CPU doamna dr. Drăgan Rodica și doamna dr. Ababe Gabriela, pe ATI domnul dr. Ciocan Cosmin, iar pe neonatologie doamna dr. Amarine Ioana. Ca asistenți medicali, la finalul anului 2015 erau 377, la finalul anului 2016 411. În ceea ce privește modificările de structură, am continuat demersurile pentru înființarea compartimentului de îngrijiri paliative. În momentul de față ne-au fost solicitate din nou clarificări pe care în cursul săptămânii trecute le-am trimis, așteptăm soluționarea. În ceea ce privește mașina TIM, știm că a funcționat 8 luni de zile la Roman, a fost, dar în luna martie 2016 ne-a fost oprită activitatea pe această mașină. Am făcut memorii peste memorii la Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne și s-a ajuns la concluzia că mașina își va putea relua activitatea la Roman, dar trebuie în cadrul Spitalului Județean Piatra Neamț să figureze și cu punct de lucru la Roman. Ne-a fost solicitată din partea Spitalului Județean autorizația sanitară de funcționare a spitalului și copie după statul de funcții din CPU. Au fost trimise și la fel așteptăm soluționarea. În decursul anului 2016 au intervenit modificări în ceea ce privește salarizarea în domeniul sănătății prin ordonanța cu numărul 20 pusă în aplicare de la 1 august, ordonanța 43 cu 1 octombrie și legea 250 a salarizării cu 1 decembrie 2016. În ceea ce privește legea 250, au intervenit modificări în ce privește calcularea sporurilor. Dacă până acum sporurile erau calculate la anul de referință 2009, acum sporurile se calculează la 2016. O altă modificare care a intervenit a fost
valoarea nominală a unui tichet de masă. Astfel, din luna ianuarie 2017 s-a modificat valoarea nominală a tichetului pentru luna decembrie, acesta fiind de 12 RON. Tot în decursul anului 2016, Spitalul Municipal de Urgență Roman a organizat prima ediție a zilelor Spitalului Municipal de Urgență și în luna mai, iar în noiembrie 2016 a organizat reuniunea anuală a familiei medicilor și farmaciștilor romașcani. Îl rog pe domnul director financiar să ne spună despre partea. Da, mulțumesc. Am să trec așa succint prin indicatorii financiari, spunându-vă în mare că, deși nu a fost cel mai bun an financiar pe care l-a avut Spitalul Municipal de Urgență Roman, a fost tot unul și unul bun, în care am reușit să menținem un echilibru al veniturilor și al cheltuielilor. Un an financiar care, din fericire pentru noi, s-a încheiat și acest an cu excedent. Excedentul contabil care este înregistrat la finele anului 2016 este de 263.976. Tot în datele înscrise în balanța la 31 decembrie 2016, nu avem datorii restanțe către furnizori. Soldul curent de plată către furnizori este 2.311.781. Iar în contul de client, sume pe care noi le avem de încasat, suma este de 4.391.351. Se vede clar diferența dintre sumele care le avem de încasat și ceea ce avem de plătit la furnizori. O să vă prezint și rezultatele finale ale principalilor indicatori economico-financiari realizați în anul 2016 și acestea sunt: execuția bugetară față de bugetul aprobat, 88,19%, procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului, 18,26%, procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului, 66,99%, procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor remuncate de spital, 76,48%, și procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului, 10,44%. Așa cum prezenta și doamna manager mai devreme, indicatorii se încadrează în indicatorii în mediile naționale aprobate și ceea ce este mai important, că am reușit și în acest an, așa cum vă spuneam, să încheiem cu excedent. În condițiile acestea avem și pentru anul acesta un fond de dezvoltare care va fi în sumă de 1.180.000 de lei. Urmează în perioada imediat următoare, după finalizarea bugetului de stat și instituțiilor, principalelor instituții, inclusiv unitățile administrative teritoriale, să putem finaliza și noi bugetul, să facem proiecția pe 2017, având în vedere că în această perioadă mergem doar cu, așa cum se prevede legea, cu 1/12 din bugetul anului precedent. Cam astea sunt principalele probleme financiare. Cum spunea și doamna doctor, am trecut importante lucrări, importante investiții care le-am finalizat în 2016. Avem câteva priorități și pentru 2017. O să, marea majoritate sunt estimate, necesarele pentru dotările cu aparatură sunt centralizate. Am avut discuții cu conducerea primăriei, unde am prezentat un memoriu cuprinzător care se referă la toate dotările, tot ce înseamnă reparații capitale, reparații curente, proiecte și studii pentru perioada următoare. Rămâne doar să vedem, în funcție de bugetul de acest an, ce putem prioritiza și prinde în acest buget, ce nu, pe următorii ani, conform planului strategic. Vă rog, doamna doctor, să ne prezinte noutățile de comunicare, tot pentru o mai bună comunicare cu dumneavoastră și cu populația din municipiul nostru. Conducerea spitalului a luat hotărârea de a înființa o adresă de Facebook. Adresa noastră oficială de Facebook se intitulează Spital Roman, Roman cu litere mari.
Și în cadrul acestei adrese de Facebook veți găsi articole de prezentare a activității medicale, articole de prezentare a medicilor care s-au încadrat în ultima perioadă la noi, meniul zilnic, mult discutatul meniul zilnic, diverse anunțuri, informări asupra cazurilor mai deosebite din centrul de primire urgențe și nu numai, din întregul spital și, bineînțeles, prelucrarea unor indicatori demografici și a unor date statistice. Și dacă tot este vorba de indicatori demografici, aș dori să prezint pe scurt situația indicatorilor demografici de morbiditate care s-au înregistrat pe teritoriul județului Neamț în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2016. Pe zona Roman, noi obișnuim să ne comparăm întotdeauna cu zona Piatra Neamț și astfel prezentarea mea va face referire la aceste două zone. Așa cum am precizat într-un articol, numărul de nou-născuți vii pe zona Roman a fost 1500, la mare distanță față de Piatra Neamț, care a înregistrat 1204 și astfel Romanul este pe locul întâi în ceea ce privește natalitatea, cu o natalitate de 8 la mie. La numărul de decese, zona Roman a înregistrat 1880 de decese, comparativ cu zona Piatra Neamț, 1811 decese, care s-au înregistrat pe parcursul întregului an 2016. De asemenea, atragem atenția asupra cazurilor noi de tuberculoză. S-au înregistrat în anul 2016 100 de noi cazuri de tuberculoză, față de 91 câte au fost înregistrate pe zona Piatra Neamț. Și în aceasta facem un apel la populație și la pacienții diagnosticați cu această afecțiune să urmeze cu strictețe indicațiile terapeutice și să de tratament a bolii, pentru că poate să apară rezistența la medicamente și poate aceasta este o cauză care a dus la creșterea așa de mare a numărului de cazuri de tuberculoză în anul 2016. Cazul noi de sifilis, bineînțeles, cazul despre care se vorbește mai puțin, dar este o realitate. Pe zona Roman 18 cazuri, comparativ cu cazuri noi diagnosticate față de zona Piatra Neamț, unde s-au înregistrat 10 cazuri. Cazurile noi de hepatită, în zona Roman 8 cazuri, față de 17 cazuri de hepatită virală diagnosticată în anul 2016 în zona Piatra Neamț. Cazurile noi de scarlatină, zona Roman a înregistrat doar 6 cazuri, comparativ cu zona Piatra Neamț, care a înregistrat 52 de cazuri noi de scarlatină. Și ultimul reper la care mă voi referi astăzi, cazurile noi de cancer, cazurile oncologice, 435 de cazuri noi diagnosticate zona Roman, mult mai puțin decât zona Piatra Neamț, care a înregistrat în anul 2016 711 cazuri. Sunteți în secția de chirurgie, una din secțiile cele mai mari și mai importante ale spitalului. Are un număr de 58 de paturi, din care 5 paturi de chirurgie toracică, un număr de 7 medici, dintre care 5 medici chirurgi, eu, doctorul Hărțan, doctorul Molo, 2, doctorul Iftime, doctorul Coadă, doctorița Scarlat, chirurg toracic și un rezident care lucrează la noi, deși postul lui este în altă parte, trimiși de profesorii din Iași. Am mai avut câțiva rezidenții anul trecut care au venit și au lucrat cu noi. Fapt care arată că, mă rog, chirurgia la Roman este o chirurgie bună din moment ce profesorii trimit rezidenții să facă ultimii 2-3 ani în Roma, la secția de chirurgie. Pentru că la Iași e foarte mare aglomerația și din cauza asta nu au posibilitatea. De asemenea, avem 53 de cadre medii și de îngrijire. Avem, de asemenea, săli de operație în blocul operator, fiindcă eu răspund și de blocul operator. Sunt 7 săli de operație, la etajul 3 și la etajul 2, perfect dotate, cu aparate de anestezie noi. Două dintre ele au și dotări pentru chirurgia laparoscopică. S-au montat și aparate de filtrare a aerului în două săli
și urmează încă în două săli să se monteze aceste filtre de aer. Din punct de vedere al încărcăturii, secția face față unui volum foarte mare de muncă. Practic, lunar am avut, în anul care a trecut, 190 plus 22, 212 externări, însemnând chirurgie și chirurgie toracică. Am avut 35 pe lună, vorbesc pe lună astea, 35 de foi de zi. Am efectuat în jur de 6.000 de consultații ambulator. Numărul de operații a fost aproximativ constant în toți acești ani și respectiv și în 2016, cu o nuanță de creștere a intervenției, a ponderii intervențiilor laparoscopice în totalul operațiilor. Practic, avem numai pe sectorul chirurgie toracică un număr de variabil între 1.900 și 2.000 de operații, dintre care aproximativ 500 sunt operații laparoscopice, atât pe chirurgia abdominală, cât și pe chirurgia toracică, unde se efectuează. Nu spun că este unul din... Deci, practic, în județul Neamț, numai la noi se operează chirurgie toracică, iar în ceea ce privește chirurgia laparoscopică toracică, e unul din puținele centre din Moldova, unde se face operație laparoscopică, de fapt toracoscopică, așa este corect, deci cu ajutorul lanțului TV și al vizualizării indirecte a organului de operat. Indicele operator, vă spunea doamna directoare, este undeva la 60-65% din toate cazurile. Cadrele noastre sunt o bună pregătire. S-au făcut în anul 2016 specializări. Domnul doctor Molodoi și-a terminat competența și a dat examenul în chirurgie endoscopică, adică este vorba de acea chirurgie care se efectuează prin intermediul gastrofibroscopului sau colonoscopului. Eu am efectuat la Fundeni cursul și am dat examenul, urmând ca anul acesta să-mi iau și eu competența în același lucru. Și noutatea anului 2016 este, de fapt, începutul chirurgiei minim-invazive endoscopice la român. Primele intervenții s-au realizat sub coordonarea medicilor de la Institutul Oncologic de la Iași, pentru că acolo este un centru de endoscopie extrem de puternic, unii spun chiar mai puternic decât la Sfântul Spiridon, și am efectuat primele bandări de varice esofagiene, de asemenea primele polipectomii gastrice și, bineînțeles, am continuat polipectomia colonică, care o făceam și în anii trecuți. Sigur că toți chirurgii au competență în endoscopia diagnostică, încât numărul de endoscopii diagnostice care se efectuează la secția de chirurgie anual este în jur de 1.000 de endoscopii pe care le efectuăm. Acum o să ne fie o leacă mai ușor, pentru că până acum, în anul 2016, ca și în anii precedenți, noi am făcut endoscopiile la chirurgie pentru tot spitalul, dar de câteva zile ne-a venit o colegă specialist de gastroenterologie care va prelua, de fapt, endoscopiile pentru alte secții decât chirurgia din spital. Sperăm ca în anul care a început, să avem primele intervenții de gastrostomie percutană endoscopică. De asemenea, sperăm să implementăm, tot cu ajutorul Institutului Oncologic de la Iași, proteză transtumorală esofagiană, care ar ajuta foarte mult bolnavii inoperabili care nu se mai pot alimenta. Deci, direcția de dezvoltare a secției strategică pentru anul următor, pentru anul următor va fi chirurgia minim-invazivă. De fapt, și laparoscopia este tot o formă de chirurgie minim-invazivă,
Și știți foarte bine că la Roman se face chirurgie laparoscopică de bună calitate, cu operații mult mai variate decât să fac la Piatra. Exemplu în acest sens este histerectomia laparoscopică care se face la Roman de ani de zile. Roman a făcut prima histerectomie laparoscopică din Moldova, înainte de ca Iașu să facă histerectomie laparoscopică. De asemenea, e unul din cele 5, 6, 7 centre în care se face chirurgie monooficială, adică nu mai facem mai multe găuri în abdomen ca să operăm, facem o singură gaură prin care introducem mai multe instrumente curbe ca să facem operațiile. Sigur că această chirurgie monooficială este la început la noi, nu avem decât câteva patologii pentru care realizăm această operație, care este foarte dificilă. Suntem dotați cu tot ce ne trebuie pentru a dezvolta această chirurgie minim-invazivă și sper, din toată inima, că în anii următori eu și colegii mei vom dezvolta această parte a chirurgiei care e de mare viitor. Sigur că avem și probleme. Și problemele noastre sunt o parte în curs de rezolvare de către direcția spitalului, mă refer la circuite, iar altă parte, sau alte probleme cu care ne confruntăm, aș nota două dintre ele. Excepționala birocratizare a activității medicale. Și am să o repet în fața presei, ori de câte ori am să am ocazia. Suntem din ce în ce mai năvăliți de hârtii, de tabele, de sinteze, de statistici pentru alte categorii de personal. Poate că e mai ușor, dar pentru noi care ardem să intrăm în sala de operații la 9:30, să faci tone de hârtii, uneori repetând aceleași lucruri pe mai multe hârtii, în așa fel încât foaia de observație nu mai este o simplă foaie de observație, este un adevărat dosar care înseamnă 50-60 de pagini și în continuare noi creăm diverse hârtii, este ceea ce înseamnă medicină defensivă. Facem cât mai multe hârtii ca nu cumva să nu avem acoperire pentru orice, dar această medicină defensivă, și vă spun din perspectiva chirurgului, este o medicină care nu progresează. Pentru că cu cât o să ne temem mai mult de consecințele unei intervenții chirurgicale, cu atâta nu vom mai avea elanul să o facem și ne vom dispensa de cast, limitându-l la eșalonul superior. Iar romașcanul nostru, în loc să-și rezolve probleme complicate chirurgicale la Roman, va trebui să plece la Iași, pentru că suntem năpădiți de hârtii și de sentimentul că suntem tot timpul în... Să știți, chirurgul în fiecare zi se duce la spital, ca și când ar fi prima zi, pentru că în fiecare zi, punând mâna pe bisturiu și tăind bolnavul, ne dăm examenul nostru. Deci în fiecare zi este un examen pe care dacă îl pierd, nu contează 20-30 de ani de meserie, contează că în ziua X n-ai fost pe fază și ți-ai pierdut tot. Nu vorbesc de firmă, vorbesc și de bani și de libertate și de viitor și de toate celelalte. Este o medicină extrem de grea, chirurgia, și ca atare trebuie să fim perfect concentrați la actul operator. Birocratizarea excesivă a sistemului sanitar este una din marile probleme din care nu vom ieși. Vom face hârtii, dar nu vom mai avea timp și inimă să facem alte lucruri. A doua problemă care vreau să vă ridic este problema socială. Este iarnă, sunt foarte multe cazuri sociale care ajung la chirurgie cu degerături, oameni care fie n-au locuință, dar să știți că sunt foarte multe cazuri sociale care au locuință, dar este neîncălzită, n-au resurse, ei tot pe stradă trăiesc în căutarea mâncării zilnice. Ne ocupă paturi, ne încarcă cu floră și cu microbi și cu paraziți și cum mai știu eu ce, secția, este foarte greu. Și aș face un apel către primăriile satelor din jurul Romanului ca atunci când preiau un bolnav problemă, caz social, să nu considere că aducerea unui braț de lemne în curtea omului a rezolvat problema. Pentru că oamenii aceia sunt oameni care
au WC-ul în fundul curții, au lemnele afară și sunt singuri și sunt bolnavi. Nu știu cum se va putea ieși din treaba asta, dar cum vine iarna, cum 10% din secția de chirurgie este ocupată de cazuri sociale, cazuri pe care le ținem și care ne strică, între multe altele, și statisticile. Deci, ziua de spitalizare, care este pe spital, ați auzit, 7,17, la chirurgie pe țară e 6,5, noi avem 7,5, deci avem o zi de o durată medie de spitalizare foarte lungă, tocmai pentru că ținem oameni pe care nu avem unde să-i trimitem. Și încă o ultimă problemă, și cu asta chiar închei, este faptul că situația, mă rog, a circuitelor, a grupurilor sanitare, a modului în care funcționează efectiv secția de chirurgie, face ca infecțiile intraspitalice să fie cu greu ținute în frâu. Suntem într-o secție de chirurgie unde orice microb provoacă o tragedie. Aș vrea să fac un apel în sensul ăsta la aparținătorii bolnavilor noștri, care nu înțeleg că orele de vizită sunt puse cum sunt puse, nu pentru că dorim în mod scolastic să realizăm un program fix, imobil, nu pentru că, fiind chirurgie, nu pot să fie dimineața în saloane. Deci ducem o luptă inegală, năvălesc pe toate căile de acces. Noi ne schimbăm în ținută pe care o folosim numai în secție, tocmai pentru a nu aduce din alte părți pe hainele de oraș microbii. În fiecare salon, eu cel puțin sunt crizat, în fiecare dimineață țip și răgnesc când găsesc aparținători care ajung, stau pe paturi, noi intrăm să facem vizita, ei nu se scoală de pe paturi, au atitudine în general rebelă, ca și cum noi am fi așa niște comuniști răi, care nu vrem să-i lăsăm, care nu vrem să facă, neînțelegând că de fapt fac rău tocmai pacienților pe care i-au în spital. Vă rog să mă credeți că și curățenia se face foarte greu, tot timpul, mai ales că acum e zloată, e mizerie, tot timpul am această luptă inegală care o duc cu acești vizitatori și care, între altele, pe lângă microb, și consumă foarte mult din timpul și materialele de curățenie respectiv. Deci fac apel să se respecte programul, pentru că nu avem de întors aici, nu negociem ceva. Nu avem cum să negociem ceva. Acum este, adică chirurgia este o activitate strictă. Dacă nu păstrezi strictețea, te alegi cu nenorociri după aia la pacienți. După ce o să terminăm conferința de presă, doar poate mai are de zis ceva direcția, toți sunteți aici, poftiți și vedeți și dumneavoastră secția, cum arată. Eu am propus de mult o zi a porților deschise în care pacienții să vină, asigurații noștri, să vină să vadă cum lucrăm, în ce condiții lucrăm, cine suntem și în felul ăsta să avem o atitudine mai coerentă și mai amicală cu doctorii ăștia. Știți, până la urmă, scopul nostru este comun, să facem oamenii bine. Și oamenii au tot scopul să facă bine. Prin urmare, nu lucrăm pe planuri diferite și într-un război unii cu alții. De asemenea, rog presa să ne sprijine în sensul că chiar am avut o discuție la primărie acum și am stat și eu și m-am gândit, da, e adevărat, cazul acela din CPU a fost reflectat în presa centrală, nu în presa locală. Dar presa locală n-a fost curioasă să scrie cum a fost. Adică despre ce era vorba acolo? Pentru că, până la urmă, concluziile din presa locală, dacă ar fi fost, ar fi fost contra presei centrale. Ei, trebuie un curaj ca să faci treaba asta. Adică să spui, pur și simplu, că oamenii nu au ce mânca acasă, că nu au cu ce se încălzi în timpul iernii,
că sunt oameni singuri și cu probleme psihice, apropo, tema de la Organizația Mondială a Sănătății este depresia pentru anul ăsta. Va avea loc în 7 aprilie la Piatra Neamț, să vă notați presa dacă doriți să participați la manifestări. Deci, depresia și bolnavii care trăiesc singuri sunt cu o mulțime de boli psihice și cu o mulțime de patologii. E foarte greu. Ducem o luptă inegală. Dacă am fi lăsat să ne facem numai strict meseria, fără să intervină și restul lucrurilor, să știți că realizările noastre ar fi cu mult, cu mult mai mari. Deci vă rog să fiți alături de noi, că voi sunteți ai noștri, cum și noi suntem ai voștri. Această familie romașcană trebuie să aibă conștiința că nimeni nu vrea rău. Acest spital este unul din elementele cruciale ale acestui oraș. Fără spitalul ăsta, să știți că foarte greu ați trăit. Așa răi cum suntem noi, cum țităm pe jos, pe începe lui, cum facem, cum trecem, dar este unul din cele mai importante obiective ale acestui oraș. Trebuie să sprijinim. Deci vă stăm la dispoziție. Eu cel puțin zi și noapte când sunați, răspund, lămuresc, vă invit la discuții ca să stabilim cazul, cum a fost acel caz nefericit, care e de fapt adevărul. Bun, asta am avut de spus. Am făcut două pentru domnul Costărea Cătescu. Spuneați dumneavoastră că este o birocratizare excesivă și că sunt foarte complicate foile de observație, să trebuie să scrieți foarte mult. La un moment dat se vorbea de un sistem informatizat. Și da. Cine anume vă cere toate aceste hârtii mai multe și mult mai detaliate comparativ cu nouă personal la chirurgie, direcția, dar și direcției să cere de la Casa de Asigurări și de la DSP. Adică totul vine de la București, de la Minister, da. Se mai trezește câte un guvern, câte un secretar de stat să mai adauge câte o hârtie. Să păi la sfârșitul anului trecut, în monitor oficial, au publicat acele declarații prin care pacientul este de acord cu consimțăminte. Pacientul este de acord cu intervenția chirurgicală sau cu recoltarea de analize. Sunt trecute în tabelă exact medicul plus asistenții care recoltează sau care... Deci toți cei care au contact cu pacientul plus medicul îi explică pacientului trebuie să te operezi pentru că ai boala cu tare, care sunt riscurile tot. Acum au venit și tot ce spunem trebuie să și scriem. Ca să ai și dovada că pacientul a fost informat. După care sunt consimțământe în care dacă pacientul este venit singur să organizăm o comisie, precum că era o urgență și trebuia să intre cu pacientul în sala de operație sau trebuia să-i recolteze acele analize. Sunt acele cazuri, să spunem, accidente rutiere care ajung în CPU, nimeni nu sunt cu ei, în loc să salvezi omul, faci comisie să vezi, îi recoltăm sau intervenim chirurgical. Plus multe consimțământe care... O cărticică de hârtii pe care pacientul trebuie să... Și există posibilitatea de a se angaja un fel de personal administrativ care să completeze, adică mă gândesc că v-ar fi mai ușor să dictați decât să scrieți, dar fiind lipsa de timp și ziua de 24 de ore. Ușor să... Chirurgii urăsc orice formă de birocrație, dar n-ai ce face, trebuie să le faci cu asta. Plus că am fost, scuze-mă, plus că am intrat în ciclul 2 de acreditare a NMCS-ului și trebuie să facem raportarea, plus că nu numai de raportare, hârtiile pe care trebuie să le facem, să le întocmim, să le punem la punct cu proceduri, cu tot care la fel, noi direcția, înaintăm către secție, medicii șef de secție împreună cu, cu personalul întocmesc acele proceduri și de aici și volumul foarte mare de muncă, nu numai ce ține de pacient, cât ține de hârțăgăraie. O a doua întrebare pentru dumneavoastră, domnule doctor, ține de faptul că ați spus că aparținătorii înțeleg că fac rău pacienților prin modul în care își respectă programul de vizită și nu numai. S-a schimbat ceva în ultimii ani în comportamentul pacienților și al aparținătorilor? Există, nu știu, o evoluție, o involuție? Pacienții nu avem probleme, ne ascultă, dar din păcate aparținătorii sunt din ce în ce mai agresivi și din ce în ce mai nedispuși să respecte rigorile impuse de meseria respectivă. Deci, noi nu ne putem permite
să ștergem noroiul de pe jos din oră în oră, pentru că nu știu pe unde intră. Ține ușa închisă, intră pe la oftalmă, intră pe partea ailaltă. Este de neoprit. Adică din punctul ăsta de vedere, n-ai cum să... Până aici ajung de jos, nu? Cineva le dă drumul de jos. Și spitalul are mulțime de intrare, și pe spate, și pe la este tot timpul un pas din care îl oprește. Dar tot, dacă ați sta jos unde stă domnul de la pază, ați vedea ce ceartă continuă este între dumnealui și aparținători și restul. Dacă ați sta cineva să filmeze, ar zice că ce e acolo? Nu știu, trebuie să găsim o soluție. Să pui o ușă cu cartelă nu este o soluție. Pentru că, într-adevăr, și ei trebuie să ajungă în spital. Trebuie să știe despre pacient sau trebuie să mai aducă una alta, să spunem. Dar consider că dacă ar avea din partea medicului, dacă medicul îi dă un bilet de voie și prezintă portarului, n-ar mai fi nici scandalul de jos. Cum ar trebui? Ar trebui jos, există sistemul integrat, să discuți cu el, dar el fiind jos, să explici la... Adică să ajungă pe secție numai cazurile care să fie nevoie. Și de multe ori vin cu o sticlă de ceai și stau la ușa, am adus ceai. Zic, ceai avem și noi, nu trebuie la ora 8 dimineața să veniți cu ceaiul. Asta e chiar culmea, măcar ceai și tot avem să le dăm. Dar totuși lucrurile... Eu ați vă spun o povestioară, așa... Dom'le, în momentul în care, mulți ani în urmă, eu m-am hotărât să mă fac doctor. N-am hotărât nici că eram sărac, nici că îmi doream să am bani, nici că aveam vreo chestie. Dar am observat în familia mea că doctorii fac parte din elita unei societăți, că ei sunt respectați. Ăsta a fost motivul. Eu constat că acum respectul este, cred că este și legat de educație, dar în bună măsură, nu mai sunt intelectuali, că sunt medici, că sunt învățători. Mergeți la țară să vedeți. Altădată ce spunea Popa, învățătorul și doctorul la țară era lege. De ce oare intelectualii în ziua de astăzi nu mai au același, nu se mai bucură de același respect? Pentru că nu mai e așa important să fie. Acum, important nu sunt valorile de altă natură. Important este cum faci bani, nu cum ajut job. Și atunci lucrurile se schimbă radical. Modul de comportament interuman, nu cu doctor, în general, în societate. Vouă mi se pare că s-a evoluat în bine în ultima an? Politețea, civismul, respectul pe care unul altuia dintre cetățeni trebuie să-l acorde? Eu cred că nu. Aici este problema. Motivația ca să înveți este legată și de importanța pe care o are învățatul. Dacă termini și n-ai loc de muncă, dacă termini și câștigi mai puțin decât dacă ți-ai face un business și ai câștigat, valorile materiale ucid, de fapt, dorința de a învăța. Sunt foarte multe lucruri, vă știți de la alte emisiuni, că așa gândesc eu și asta e treaba. Nu trăim într-o lume în care, cumva, să crească gradul de civilizație și de educație. Dimpotrivă. Mulțumesc. Cele două întrebări legate de lista de investiții pe anul 2016, pe care ați gândit-o la sfârșit de 2015 sau început de 2016, s-a realizat în totalitate și dacă nu, ce mai fi de... Nu a fost realizată în totalitate, tocmai pentru că, spre bine, noi am avut acel de aparat romien, care inițial când am intrat în 2016 știam că o să primim banii să fie plătit. Am primit doar 500.000 de ron prima tranșă, iar tranșa a doua de 482 a fost achitată de către noi. Și atunci a trebuit să renunțăm la o parte din ceea ce ne-am propus, tocmai ca să putem achita aparatul Romier, că am fi intrat în penalizări. Ce investiții a sacrificat? Păi aveam un plan să facem și secția de ORL, să facem reabilitarea secției de ORL. Plus corpul ABC în spate, trebuia să finalizăm lucrarea, termosistemul. Mai era
rezerva de apă s-a realizat doar parțial, nu integral. Din lucrările din aparatură, da, nu mă uitam acum, din aparatură, din lampa scialitică, aspiratorul chirurgical, aparatul foco-emulsificator, s-a renunțat la el incubatorul cu pereți dubli și servocontrol, s-a renunțat cam astea. Domnule doctor, ținem să constatăm acum că urmare și întâlnirii de la primăria Roman dintre dumneavoastră și conducerea primăriei și la care am asistat și noi și de data aceasta, dumneavoastră aveți tendința de a ne culpabiliza pe noi ca presă de necazurile pe care, adică am devenit un fel de țap ispășitor. Dacă dați nevoie să vă spunem că nu aveți dreptate și că n-ați urmărit chiar toate modul în care a fost evidențiată situația în plan local și chiar ne culpabilizați degeaba. Este o mică observație pe care... Dați-mi voie să vă răspund. Vă rog. Poate n-ați auzit ce am spus. N-ați vorbit rău despre situația respectivă, dar puteați să fiți mai incisivi în a ne apăra, pentru că știați că avem dreptate. Aici am spus. N-am spus altceva. Iar din punct de vedere al relației cu presa, acest bolnav despre care facem vorbire a fost bolnavul secției de chirurgie. Mie nu mi-a luat interviu decât Tele7 ABC-ul. Eu știam cel mai bine să vă explic. Știam patologia lui psihică, știam patologia lui urinară. A fost pacientul meu, atâta timp. Cu cine luați, de fapt, informații, dacă nu de la medicul Eu vă spun că noi am completat informația cu ceea ce ne-a dat medicul de familie, doctorița Bica, care ne-a vorbit despre antecedentele. Doctorița Bica este medicul de familie. Era normal să vorbiți cu ea, dar era normal să vorbiți cu chirurgul. Da. Mai ales cum suntem noi prieteni de 20 de ani, doamnă, un telefon scurt. Știți ce repede vă răspundeam? Nu, niciodată nu v-am închis telefonul sau nu am răspuns. Ca să fim așa ușor în contradicție. Dar n-am spus foarte frumos, a fost ideea, că n-ați luat partea presei centrale, care cu Ana a avut-o senzațional, a uitat să mai dea și ce au răspuns doctorița de la UPU, doctorița Tămăcel, și ce a spus doamna directoare, n-a dat tot, a dat runcheat. Dar eu eram aici cu voi, eu vreau răspund la orice. Că e bine, că nu e bine, dar măcar aveți unul care dă din gură. Nu e unul care zice, băi, nu-ți dau chestia, presa să nu discute. Asta era de simplu. Bine, oricum am înțeles că deci, de acum dumneavoastră veți face atenționat la CNA. Nu se știa și nu s-a evidențiat nicăieri că este bolnav psihic. Cu acte în regulă, care nu-și face tratament. Numai atâta dacă scriați și ba da, data. Am spus toate lucrurile acestea. Și modul în care locuiește acasă, și ce condiții igienice, cu sanitatea și ce mai departe. Dar partea cu noi. Noi l-am venit la operat, am refuzat operație. Ea știu de simplu. În sfârșit. În ce măsură credeți că veți obține aprobări pentru un spital de îngrijiri paliative, în condițiile în care ați văzut că s-a pus problema, că nu vă sunt suficiente cele 10 paturi pe care probabil le veți obține în curând, pentru că, într-adevăr, semnalul de alarmă tras de doamna doctor Lucian de la oncologie a fost, cel puțin pentru noi, extrem de alarmant. În primul rând, trebuie să încercăm să obținem aceste aprobări. Dacă le vom obține, nu știm. Dar până nu încercăm, nu avem de unde să știm. Am vorbit cu domnul primar. Se dorește ca acea clădire în care a funcționat psiatria, să încercăm acolo să facem acest spital, dar nu știu exact că e spital de paliații sau mai mult un spital, că vedeți dumneavoastră, cei de la Ministerul Sănătății spun că paliații nu înseamnă cazuri sociale. Da? Pe când noi trebuie să gândim într-un fel să putem primi și acele cazuri sociale, să primim și acele cazuri de paliații. Suntem în faza de proiect,
și abia după aia să putem vedea exact cum este corect să facem. Odată cu renunțarea la, adică din necesitate ați fost nevoiți să vă limitați investițiile legate de faptul că n-ați primit de la Piatra Neamț cea de-a doua tranșă a aparatului, a fost nevoie să renunțați la o serie de investiții. Care sunt concret investițiile la care ați fost nevoit să renunțați? Deci aparatul facă emulsificator, lampa scealitică, incubatorul cu pereți dubli, voltele, cam și rezerva de apă în totalitate a fost doar parțial, plus continuarea lucrării la corpul ABC de termosistem, termoizolare. Pentru domnul doctor Arbătescu, care tot ne reproșează că nu-i punem întrebări, care sunt cazurile care mai sunt acum reclamate la Colegiul Medicilor și dacă vreunul din cazurile acestea care au făcut atâta vâlvă în ultima vreme au ajuns și la Colegiul Medicilor? Nu. Asta e curios, că nici cazul cu bătrânul filmat n-a ajuns. Nici a mai fost un caz iarăși în litigiu jos cu un deces de un infarct anterolateral, n-a ajuns nici el la colegiu. În general, nu prea avem din român cazuri la colegiu. Marea majoritate a cazurilor sunt din Piatra Neamț și din Târgăneață. Marea, marea majoritate, adică au spus așa. Asta e realitatea. Domnule doctor, în toată această perioadă, de ce Colegiul Medicilor nu a dat atitudine față de ceea ce se întâmplă cu această discriminare a romanului față de investițiile care ne-ar putea fi alocate? Vă pun această întrebare pentru că i-am pus-o și domnului doctor Crezechi, care s-a supărat ușor pe noi că am fi politizat situația și că am reproșat Colegiului Medicilor că nu s-a implicat în obținerea acestor aprobări de fonduri. Știți foarte bine că suntem discriminați. Da, de acord, numai că vedeți dumneavoastră, noi funcționăm în baza unei legi. Legea care spune care sunt scopurile noastre. Ori, în privința alocării banului, nu avem în obiectul nostru de activitate. Pe de altă parte, trebuie să țineți cont că eu sunt singur din afara Piatrei Neamț acolo. Și fac și eu ce pot. Nu mă închipuiesc că e foarte ușor. Înainte vreme, că s-au împlinit 20 de ani, se face acum o reuniune cu toți care au fost în ăștia 20 de ani în Colegiul Medicilor. Erau 4 din Roman, 3 din Târgu Neamț, 1 din Licaz și restul din Piatra Neamț. Acum, practic, este 1 și 12 din Piatra Neamț. Este greu. Dar nu e treaba Colegiului, dar Colegiul poate să facă niște lucruri și ce facem acum sau încercăm să facem este doctorița Maria Tălmăcel a depus un memoriu la colegiu cu privire la situația din CPU și la ultimele evenimente care au determinat și determină în continuare. Vedeți că și doctorul Polizov a plecat și sunt câțiva doctori care își fac a doua specialitate și miram aș să nu plece și ei de acolo. Este un loc extrem de dur. Este un loc în care în America lucrezi în urgență cam 10 ani, după aia te retragi de acolo, că nu reziști să lucrezi atât de mult. Nu este simplu. Colegiul Medicilor a luat notă și va face un comunicat către presă pe care îl vom pregăti la colegiu din partea tuturor medicilor urgentiști din județ. Cele două doctorițe din UCU, Piatra Neamț, care sunt în colegiu, au misiunea să facă acest comunicat. Dar am luat și hotărârea ca pe fiecare centru să încercăm să apelăm la presă, să facem emisiuni în care pe acest segment primiri urgențe
să explicăm oamenilor, cred că este și o problemă de comunicare, să explicăm cum se face, care sunt limitele, care sunt normativele legale pe chestii, care e situația, că poate de multe ori situația să fie că nu sunt destule cadre, că nu sunt destui oameni. Nu știu, eu am misiunea de la colegiu să generez aceste întâlniri. Dacă sunteți de acord, am vorbit și cu doctorița Dalmăcel și vom putea face astfel de emisiuni. Adică în care să explicăm că acești oameni, așa cum sunt ei, cât sunt ei, fac mai mult decât este omenește posibil în condițiile date ca să facă medicină de urgență. Nu știu, așa gândesc eu. Și ultima mea problemă și ultima întrebare pe care vreau să o ridic este cea legată de implicarea dumneavoastră în dotarea acestor centre de urgență, despre care am aflat tot cu prilej acestor întâlniri de la primărie, că de fapt nu pot acorda acea asistență medicală de care dumneavoastră vorbeați. Deci medicii de familie au spus că în aceste centre de permanență sunt un om și un stetoscop. Restul, și atunci de aceea se aglomerează spitalul. Deci dacă va trebui să faceți ceva... Permite, doamna directoare, să răspund eu la întrebarea asta, fiind tocmai în cunoștință cu lucrurile care se discută la Colegiul Central. Este o discuție întreagă la Colegiul Central. Săptămâna asta s-au întâlnit cu reprezentanții Ministerului pe mai multe probleme, inclusiv a liberului de după gardă, care e prin ordin de ministru și care se dorește să se schimbe. Ce pot să vă spun este următorul lucru. În luna decembrie, 3600 de oameni au trecut prin CPU, 400 la cele 4 centre. Adică, până la urmă, domnule, ai un stetoscop și o chestie, ca să faci ce? Adică, poate nu e rentabil să-i ții. Dar, pe de altă parte, propunerea care o facem este următoarea. Centrul de permanență lângă CPU. În așa fel încât medicul din CPU iese și spune: mata ești verde, mata ești galbe, o să explicăm exact lucrurile astea. Mata cu verde, intre pe ușa asta la centrul de permanență. Și medicul are dreptate, medicul de familie, să spună: n-am decât un stetoscop ăsta. Dar dacă ar fi lângă noi, ar avea toată aparatura pendinte și n-ar mai fi o problemă că n-are decât stetoscop. Înțelegeți? N-ar mai cheltui primăria cu întreținerea acestor centre și ei s-ar apropia de noi, ar avea încărcătură pe gardă ca și cei de la CPU. Deci eu așa văd problema. Asta e propunerea care am făcut-o și sus la Colegiul Central. Aduceți centrul de permanență lângă CPU sau UPU. În așa fel încât nu mai este un stetoscop. Că avem toată aparatura. Și nici măcar nu este în pericol. Pentru că iese medicul de urgență și triază. Tu ce ai? A, doare mă seama, intră aici. Tu ce ai? Cu tare, intră aici. Și în felul ăsta, lucrurile sunt ok. Dar știți că ele au mai funcționat odată și au mai fost desființate odată. Probabil tot din aceleași rațiuni de nerentabilitate. Iar la centrele de permanență, cei din CPU, când s-au referit să se adreseze acolo, nu s-au referit pentru ei ca vie sau pentru cei care sunt, să zicem, cu dureri anginoase sau... S-au referit doar pentru pacienții care au boli cronice, pentru acele dureri de coloană lumbară cronice. Dacă sunt pacienți care vin și spun: eu am tratament de la medicul Xulescu și trebuie să faceți injecția asta. Păi, dacă trebuie să faci o injecție, da? Un tratament injectabil, te adresezi centrului de permanență. Nu vii în CPU și spui că mie trebuie să-mi facă, că mi-a zis medicul de la Iași că trebuie să fac injecția respectivă. Plus, avem pacienți care se adresează CPU-ului doar pentru perfuzie. Că trebuie să-și facă tratament perfuzabil o perioadă de timp, câteva zile, și zi de zi vin la aceeași oră să-și facă perfuzia. Aceste cazuri sunt direcționate sau ar trebui să se ducă în centrele de permanență, unde nu ai nevoie, zic eu, de dotări prea mari ca să poți să pui o perfuzie, să poți să faci un tratament cronic. Dacă îmi permite să spun întrebarea pentru domnul doctor.
doctor, pentru că am o nelămurire. Mai degrabă ați spus că nu există nicio plângere la colegiul medicilor din partea familiei sau aparținătorilor domnului care a decedat la CPU. Cel puțin până acum, doamne. Da, însă marți am fost contactată personal de soția a domnului care a spus că a făcut o plângere la colegiul medic. Luni am avut ședința și nu era. Și că, și că a depus o plângere și la conducerea spitalului român. Da. Care e, de fapt, adevărul? Deci nu mai era, dacă era, era marți. Ieri a depus o plângere în atenția Consiliului de Etică, în atenția domnului doctor Danciu. Am citit plângerea și am înaintat-o către Consiliul de Etică și va fi discutat, se va întâlni Consiliul de Etică și vor... Până la urmă, care e rezultatul la autopsie? Infarct miocard. Noi nu avem un rezultat... Domnul doctor Ferăstrău se îndoia că e infarct. Da, și nouă ne-a spus... imediat după, că la cum a evoluat cazul, crede că e altceva. Dar se pare că a fost un infarct miocardic întins. Autopsia a fost făcută de medicina legală, nu a fost făcută de către medicul anatomopatolog al nostru, ca să știm exact. Iar medicina legală dă răspunsul oficial, abia după ce este plătită autopsia după deces. Astea sunt... Și examenul microscopic care durează, nici nu putem emite o idee până când nu avem raportul medicul legal. Și până nu-l avem, discutăm așa pe deasupra. Pot să mai, dacă tot, doamna manager, câte, apropo de rezultatele în anul trecut, câte prezentări s-au făcut în Spitalul Român? Ca prezentări, vă referiți la centru primirii urgențe? Nu, mă refer la medicamente, chestii comerciale, ca să zic așa, care țin de sănătate. A, prezentări. Au fost prezentări de medicamente, dar nu toți care prezintă vin și se adresează conducerii să prezinte în spital. De obicei se adresează strict pe secții. A fost și prezentări care s-au făcut, au interesat mai multe secții și atunci ne încăpând într-o cameră, să zicem, cabinet, s-a făcut prezentarea în sala de ședințe de la birouri, dar de obicei se fac pe secții cu un număr limitat de medici. Dar trebuie să aibă tot aviz de la conducere să intre, să facă. Avem o procedură în acest sens. Înțelegi? Firma, persoanele care reprezintă o anumită firmă. Ce înseamnă că o să vă puteți uita și o să-mi spuneți câte au fost. Da, dar trebuie să înregistrează. Există o taxă de 50 de lei care se plătește la contabilitate, după care reprezentantul firmei respective ia, completează o cerere prin care își exprimă dorința de a susține în cazul spitalului o prezentare în data D, ora D, în locația D. Dacă nu are o locație stabilită, îi oferim singura noastră sală de ședințe. Și urmează apoi aprobarea, care ei se aprobă în funcție de evenimentele care avem și noi programate, o anumită zi. Nu ne-am gândit până acum să facem o statistică, o contabilizare. E un subiect delicat, că din prezentările astea mai rezultă după aia și sponsorizări. Știți, doamna manager, câți medici au fost sponsorizați anul trecut pentru simpozioane, cursuri și... Au fost câțiva, am primit cereri de la firmele respective că sponsorizează pentru doctorul X, să spunem, ca să nu dăm nume, congresul, dar tot ce a fost pe plan național și nu în afară. Au fost cazuri. Dar atâta timp cât s-a făcut cerere, cât au fost... Este transparent tot. Da, nu, n-am întrebat nume, numai nume. Da, nu, dar au fost cazuri, sunt cazuri. Luni așa aș putea să am o situație? Poftim? Luni, de exemplu, aș putea să am o situație? Și numărul prezentărilor și numărul... Da. Iar în ceea ce privește sponsorizările, știți cum este procedura, firma înștiințează conducerea, firma cu tare declar, sau mă rog, menționez că sponsorizez pe perioada persoana respectivă. Și din informațiile mele personale, firmele sunt obligate să declare la Ministerul Sănătății toate aceste sponsorizări. Și nu este nicio chestie. Și la Ministerul Sănătății. Da. Sunt până...
nu sunt mai mult de 10. Și mai puțin. Dar aceasta este o practică care se face peste tot în străinătate. Adică, corect, corect. De... Dar nu, 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 n-a zis nimeni că e ceva negativ. Doar am întrebat. Și spitale universitare? Da.